Dormitatul nopții. Dragi prieteni, într-o zi, noapte, care înseamnă și Ziua Mondială a Educației și a oamenilor care predau și care sunt profesori, era absolut normal să vină un domn profesor în studio, un domn profesor din multe privințe, așa că vă bucur foarte mult că, în sfârșit, tentative au mai fost, dar în sfârșit a ajuns domnul Cristi Pustai la noi în emisiune. Bun venit! Bună seara! Bine v-am găsit. Cristi Pusta e renumit pe lângă preocuparea fotbalistică și pentru dragostea față de muzică și poezie. O să încep cu întrebarea asta. De unde ți se trage această pasiune pentru muzică și poezie? Și pentru folk, în speță. Din facultate, din copilărie? Nu, din copilărie. Am crescut, sunt generația crescută cu Cenacul și implicit am îndrăgit muzica folk, îmi place poezia, probabil are o legătură strânsă și cu matematica. Și de la poezie, matematică la cântec, nu e un drum așa de lung. Pentru că folk-ul pare și este o poezie cântată. Asta categoric. Dar la matematica ai ajuns mai târziu. Da, într-adevăr, dar pasionat tot de prin școală generală, mi se... Poate fi un elev pasionat de matematică? Pe vremea aia se pare că da. Nu, nu, eu te întreb pentru că auzi zilele noastre. Nu, auzi și zilele noastre. Cred că sunt. Și asta te-a determinat să faci și facultatea de profil? Da, da, da. Și după care ai devenit? După care am devenit, le-am făcut deodată așa, și facultatea de profil, am jucat și fotbal. La un moment dat am renunțat la fotbal, am revenit... la catedră, de fapt atunci m-am dus practic la catedră, în 92 am terminat facultatea și am mers un an la un liceu în media să văd cum e, am predat ca suplinitor, dar am rămas încă vreo 8 ani în lumea fotbalului, se câștiga mai bine și ca antrenor sau jucând? Ca jucător. Jucător. Ca jucător. Și, și nu puteam să merg, da, nu puteam să le fac pe amândouă odată. Iar în anul 2000, când am renunțat la fotbal, am mers vreo câțiva ani în învățământ. Și ți s-a părut așa o lume foarte, foarte deosebită de ceea ce știai? Nu, mi-a plăcut și lumea aceea. Adică statutul de educator, de învățător, de profesor, nu e chiar atât de... Nu. Când o faci cu pasiune, cred că... ai satisfacție în orice domeniu, pentru că am avut o clasă de profil mate-info, care au intrat toți la facultate, deci a fost ca... Ai avut și satisfacție. Păi de asta zic, deci e aproape comparabilă, nici nu știu care ar fi mai o victorie sau o realizare. Bine, asta e de un an întreg, să zicem cu o promovare, ca să fie tot pe un an întreg. Deci e... Am avut parte de satisfacție și în fotbal și în învățământ. Asta este absolut remarcabil. Și acum, practic, a trebuit să alegi între cele două vreodată? În afară de momentul nu, ca jucător? Așa, antrenor. Ele s-au îmbinat, am revenit, pentru că multe se leagă de gaz metan, am revenit în fotbal tot la gaz metan pe o funcție de conducere, care mi-a permis în acea perioadă să merg în paralel și la liceul la care preda matematică. Dar în momentul în care din 2007 am preluat echipa de fotbal seniori a clubului, am renunțat. Deci ai avut multe ore, ai mers în paralel. Da, am mers o vreme, dar a trebuit să aleg o cale. Relația asta cu elevii, mai ales la o materie care, de ăștia care sunt umaniști, e percepută ca o materie mai seacă, așa, nu? Deși tu o să mă contrazici pentru că ai argumente. Dar relația asta cu elevii seamănă cu relația cu jucătorii cu care lucrezi și ai lucrat? Comunicarea. Da, aduce, pentru că e o comunicare, trebuie să te faci înțeles, ești un educator,
în multe pedagogia, de la catedră m-a ajutat mult și în vestiar, pentru că, într-adevăr, jucătorii sunt și ei, la un moment dat, niște elevi. Da, corect. Practic, îi poți asemăna. Unii dintre ei chiar unii copii mai mari. Chiar, da, rămân. Sau rămân copii. Rămân copii. Sau rămân copii. Deci e o formă de comunicare necesară. Da, e o relație. O să citesc rapid mesajele pe care le-am primit. Letiția Nisipeanu ne urmărește. Ștefan Bogdan Lucian, salutare Andrei, salut mănușițele Iulia și salutări domnului Cristian Pustai. Patricia Montero ne urmărește, Adrian Ivanitschi, pe care gândesc că știi. Neapuiu. Uite, vedeți, e un om care știe lumea folcului mai bine decât foarte mulți oameni care se ocupă de domeniu. Cristina Bogdănescu, bună noapte să avem. Dan Marius, știu că nu o să fie o emisiune despre fotbal, dar hai gazul Mediaș. Da. O să fie și despre fotbal. De ce să nu vorbim și despre fotbal? Chiar e de dorit să mai vorbim și despre fotbal din când în când. Salutări din São Paulo. Să înțeleg că Ion Barbu este unul dintre poeții preferați, acesta fiind și matematician. Dan Barbilian, da. E adevărat? Nu pot să spun că este chiar poetul meu preferat, dar... Dar în orice caz, nu pentru că era matematician. Nu. Și Sonia Solberg este cu noi. O să măresc aici imaginea, că am înțeles că așa trebuie să fac, ca să văd și celelalte mesaje pe măsură ce ele sosesc. Și, sigur, ca să îl situăm pe invitatul nostru în teritoriu, că i-a plăcut muzica de mic, asta e clar, dar sunt mulți oameni cărora le-a plăcut, dar puțin sunt cei care se și atașează. Tu am înțeles că mergeai la concerte. Da. Și continui să mergi. Și continui să mergi, chiar dacă unul pare bizar. De ce se pare bizar? Un antrenor de fotbal și mi s-a întâmplat mai ales la Liga 1, pentru că erau meciurile a doua zi după masă, dacă mă nimeream într-un oraș cum am avut, de exemplu, un Galați, de exemplu, Emeric Imbre avea concert, cu o seară înainte m-am dus la concert. Și s-au uitat oamenii urât. S-au cam uitat urât, pentru că e greu noaptea dinainte unui meci, nu prea dormi tu ca antrenor principal, ești frământat de multe lucruri și poate o relaxare, mie cel puțin îmi făcea foarte bine. Asta e mare lucru. Și mare da, lucru am avut, cred că noroc că în lumea asta paparații nu prea există. Nu, dar de ce ar fi... ar fi privit așa, domnule, nu se uite, nu se odihnește, nu se... Pentru mine e chiar o relaxare. Deci, asta plăcere, spun, muzica e... O plăcere deosebită. Are muzica. O funcție relaxantă. Bineînțeles, dar nu mulți pricep. Asta, de asta trebuie să și vorbim despre asta, că asta e foarte important. Da. Am înțeles că chiar îi cunoști pe foarte mulți dintre cei care cântă. Da, pot să zic că am fost și deținător de festival. Păi spune. La patru ediții am renunțat la un moment dat. Dar zi despre ce festival e vorba, pentru că asta e important. Porc bun. Am avut o discuție, dar a fost chiar la o glumă, n-a fost nimic legat de alte titluri, așa. Pentru că vorbeam cu Sorin Poclitar, cu Marius Matache, cu Adi, cu Beznă, care este chiar... Cu care aveți o relație. Finul, da. Așa, finul. Și am tot zis, măi, faceți tot felul de... Eram la un festival la Alba Iulia, lansări de CD-uri, la restaurant, la bibliotecă, la nu știu pe unde. Și am zis, bă, fiind luna decembrie, haideți să ne întâlnim în 3-4 ianuarie la Mediaș și lansați un CD la râtul unui porc. Dăim un porc așa cum se face de aici la teatru. Și de aici a început un festival care la început a fost între prieteni cu vreo 20-30 de persoane, care a crescut exponențial așa, o doi, că am ajuns la 200-180. Asta e frumos. Da, a fost frumos. Da. M-am oprit pentru că au fost niște cheltuieli și am zis... Păi sunt niște cheltuieli, bine. Dar porcușorul cine îl dădea? Eu dădeam. Ah, tu dădeai și pe ăsta. Tot. Nu, credeam că ai găsit un sponsor. Da, au fost 4 ani consecutivi și am zis, al cincelea să vedem când l-o face. Vedeți că nu v-ați fi gândit că un om de fotbal, un matematician, poate fi și
patron de festival de folk. Și aveam cam 10-15 folkiști. Veneau de drag, de prietenie, erau ca să un revelion, că, ca un revelion toți, al în afară de Adi Bezna, la care nu mă surprinde, pentru că Bezna, e corect. În afară de el, care firesc când îți vorbește foarte frumos despre tine, au spus și alții același lucru. Îți zic, domne, toată lumea este atât de amabilă cu omul ăsta, ei nefiind neapărat suporterea echipelor pe care le-ai antrenat. Câte echipe ai antrenat? Până acum 5, 6 să punem și Dunărea Călăraș. Așa. Deci Gaz Metan, da. Cred că acolo e un record ce va fi greu de cât ai avut? Păi 7 ani prima dată și 3 ani pe urmă. Deci dacă luăm ce se întâmplă în zilele noastre când un antrenor la 4 etape pleacă... Foarte greu. Deci la Gaz Metan, să zic, vreo 8 ani jucați, vreo 4 de conducător, am facultate terminată, ești petic acolo. Da, în echipa, la clubul Gaz Metan. Și pe urmă? Pe urmă am plecat la Pandurii de la Gaz Metan, la Pandurii Târgu Jiu, de la Pandurii la Botoșani, astea Târgu Mureș și Rapid și acum... La Rapid ai o istorie acolo, o istorie fotbalistică, nu Rapid, de antrenor. Nu, de antrenor, da? O perioadă grea și puțin. La Rapid am stat puțin. Cred că cea mai scurtă perioadă a fost la Rapid, dar au fost doar 9 jocuri. Doar 9 jocuri ai rezistat. Am venit în perioada lor cea mai grea, acel an până la urmă s-a retrogradat, a venit Bergodi după mine, dar și el tot 9 etape, tot același număr de puncte l-a făcut, da? Din păcate cum cam târziu. Cum mecanismul ăsta de veniri și plecări, tocmai în contrast cu longevitatea ta de 7 ani, 8 ani, 9 ani la aceeași echipă, ce se întâmplă acum de pleacă atât de repede antrenorii? Are legătură cu antrenorul propriu-zis? Sau un mecanism s-a dereglat? Nu, e un mecanism dereglat, preluat acum în forma asta de foarte mult și expresia asta, să facem un șoc la echipă, e o expresie de... Da, are vreo acoperire? Nu. Pe termen scurt, da, nu, părerea mea că nu asta este soluția. Până la urmă, rezultatele se văd cam unde ajunge fotbalul în ziua de astăzi. Păi, asta pentru că, uitați-vă, cât de cât este o continuitate, se vede la viitor. Nici n-aș prea dacă ajunge cel mai exemple, vechi, nu sunt. Cel mai longeviv antrenor de Liga I să aibă undeva la un an jumate, 2 ani, deja e foarte grav. Este, nu? Da. Tocmai asta vreau să merg cu analogia mai departe și cu clasa. Pentru că dacă la un elev de clasa 10, la 11 are alt profesor, la 12 are alt profesor în aceeași materie, clar că nu mai dă rezultat. Corect. Și aceeași situație se întâmplă și în fotbal. Da. Trebuie să existe. Poate 7 ani au fost mulți. Dar un ciclu de 3-4 ani, adică... Deci că sunt unii în Anglia care au trecut de 7. Bine, dar măcar atâta să-i dai continuitate unui exact. Om, să-l lași, să treacă, pentru că și în viață treci prin momente mai bune, mai grele, la fel, în la urmă, e o meserie unde spui sufletul și viața. Absolut, și mulți suferă și ca o sănătate din cauza. Bineînțeles. Există vreo formă de protecție în afară de un presupus contract? Eu întotdeauna mi-am pus întrebarea, oamenii ăștia nu au contract, dar... Voi aveți un sindicat? Nu, din păcate nu. Eu am mai încercat odată să ridic problema asta când eram chiar la școala la licența pro și se pare că suntem cei mai slab organizați. Din Europa sau din România? Nu știu dacă la nivel european. Dar eu am sperat că poate ne facem noi un sindicat, pentru că ar trebui undeva să existe și să avem fiecare... O protecție. O protecție, să avem niște avocați care ar putea la momentul în care sunt tot felul de adunări generale și schimbări de statute să vină și intervine. Așa încet, încet în legislația, mai ales a fotbaliștilor, lucrurile au mers spre bine, chiar și a antrenorilor, dar totuși parcă un sindicat ar fi rezultat mai bine. Da.
Fotbaliștii au. Adi Bezna e cu noi, ca să știi. Salut! Era normal să fie cu noi. Atât îi trebuia. Dragă Cristi, o mare bucurie să te văd după ceva vreme, spune Puiu Ivanischi. Ideea minunată a lui Andrei, meriți o noapte pentru muzica pe care o știi ca nimeni altul. Succes și în fotbal cu drag. Deci vezi că oamenii spun exact ce spuneam. Adrian Monahu, bună noapte, vă salut și pe invitat cu respect domnul Cristian Bustai, un mare antrenor, un mare om, un profesor desăvârșit. Marinel Ursache, Cecilia Peclovic, Ileana, Simona spune bun venit invitatului. Bichier Georgian, salutare de pe drumurile din UK. În fiecare vineri seara aștept emisiunea lui Andrei, super emisiune și mai ales super invitat. Astă seară domnul profesor Bustai baftă multă amândurora în ceea ce faceți. Mulțumim, uite, oamenii de pe șosele. Șoselele din Marea Britanie, nu oriunde. Bună noapte, vă salutăm din Cleveland, Ohio. Cornel Duca ne salută. Coco Doinifish. Cred că așa scrie, nu? Doinifish. Bună noapte, salutări din Brăila. Manea Mihai Croc, o seară bună, mulțumim Baroc Grup, îl așteaptă la vară să cântăm împreună la Ivăniș, la Haiducu. A fost. Deci oamenii te știu de pe toate evenimentele, dar tu te duci. De câte ori am putut am asta. Uitați ce înseamnă, domnule, un om pasionat, asta înseamnă. Ionescu Cornel, Nicu Turcu, Cecilia, bun găsit. Păi în condițiile astea mai putem vorbi despre spirit de echipă, cluburi, de tradiție sau totul se rezumă la mercenariat? Bună întrebare. O pune unul foarte tânăr. Asta e tendința. La mercenariat? Da, la afacere. Deci s-a pierdut noțiunea de istorie. Vedeți că sunt cluburi care nu mai au identitate. Nu mai au identitate, nu mai au stadion. Eu sper să nu se degradeze în așa hal fotbalul românesc, încât să mai fie orașe și comunități care să aibă echipa să fie susținută, chiar dacă e într-o ligă inferioară. De comunitate. Sigur, în alte țări mai normale, întâi ții cu echipa din orășelul tău și eventual mai ții și cu o echipă mai mare. Da, asta e o ciudățenie. Iar la noi au dispărut echipe, orașe de pe harta fotbalului. Acum pare mai liga asta a doua, dacă tot vorbim de ea, da, formată din, cred că marea majoritate a echipelor sunt din reședințe de județ, deci orașe mai mari, și într-adevăr cred că depășește la număr de, bine, dacă am scoate 2-3 meciuri de Liga 1, dacă și, da, ca și o medie, aveți cred mai mult. Că, da. Asta clar, da. Am văzut la televizor. Sigur că e bine că Liga a doua se și dă la televizor. Până da, acum nu asta, se dădea. Și asta contează. Și acolo sunt une echipe care au fost campioane ale țării. Păi asta zic, încet. Tradiția revine un pic de tradiție, dar încă se pare că rețeta asta de afacere în fotbal a dat roade în ultima vreme și nu știu dacă roade, dacă mai mult a creat modele. Și am impresia că unii mizează doar pe factorul imagine și nu și pe performanța reală. Da. Așa de senzația. Te salut cu drag, Andrei. Mă bucur pentru că ai reușit să-l aduci. Nu l-am adus, a venit. Pe Cristi în emisiune. Un om și un prieten adevărat, Adi Bezna. Vă ascult cu mare drag. Ramona Bayer, tot respectul. Salutare, Andrei. Acum am deschis și îl salut cu respect pe Cristi Ionescu Cornel. Remus Ionete, bună seara, vă salut din Boston și Ionescu Cornel din Râmnicu Sărat. Deci iată că sunt oameni de peste tot care sunt pe recepție și mă bucur de acest lucru. Să profit de ocazie să te întreb acum alegerea cu Călărașul. Asta e echipa acum cam de mijlocul clasamentului? Da, a fost... A venit din Liga de sus. Da, retrogradat, dar ca după orice eșec, oamenii au cam părăsit și au cam fugit de pe corabie. Sigur, au fost puțini. Doi jucători am avut la momentul venirii la Călăraș. Da. Am făcut transferul cum am putut la momentul respectiv. Încă din mers, pentru că așa e mai nou regulamentul, îți dă voie până prin septembrie, chiar dacă a început campionatul, să mai facem transferul și de ceva vreme
am început să urcăm și noi în clasament. Acum, eu tot aud declarații și probabil că tu știi mai bine, chiar dacă nu ești un mare fan de mers la emisiuni fotbalistice, și nu te condamn pentru asta, dimpotrivă, aș zice că apreciez, mai ales că eu mă uit la alea și văd ce se întâmplă acolo. Tot se spune, domne, avem, nu știu dacă se spune plan, proiect, cum îi zic. Asta e cuvântul. Bine, proiectul este general. Așa. Dar mai era un termen pe care acum am un lapsus în direcția asta, că trebuie să ne clasăm în primele trei sau anul ăsta nu ne dorim să ne calificăm. Obiectiv. Asta era. Mamă, ce-mi scăpa obiectiv. Mamă, cum pot să pierd un obiectiv? Așa. Zic cum e cu obiectivul ăsta. Vine cineva, vine patronul și spune? Da, obiectiv. Păi, normal. Ai un obiectiv? Păi, în Liga a doua există un singur, două obiective. Unul să nu pici. Să nu retrogradezi sau invers, unul să promovezi și doi să nu retrogradezi. Pentru că de la locul 4, că locul 3 de baraj și posibil așa. Să promovezi de la locul 4 până la locul 14, este aceeași, ai făcut puncte mai puține. Da. Dar nu primești ca în Liga 1 de la televiziune, deci în funcție de locul ocupat, primești o anumită sumă. Deci acolo are sens să spui că vreau să mă clasez pe locul 7 pentru că știu ce înseamnă aia. Înseamnă primesc suma, da. Stabilit de la început, este o grilă de premiere, pe când în Liga 2, dacă nu ai promovat și nu ai retrogradat, ești sănătos. Atât. A trecut un an. A trecut un an, asta sună bine. A apărut, apropo de reguli noi, care am înțeles că au încins spiritele, mai ales în lumea voastră antrenorilor, pentru că acolo e discuția firească. Aia o las pentru ora a doua. Dar asta cu vârstele de copii. Vârstele de, mă rog, nu de copii, da, de jucători. Da, ceva mi se pare artificial, dar eu sunt de afară. Eu nu sunt. Voi sunteți acolo cu ei. E bine să-ți impună ție antrenor să joci cu X sau cu Y? Nu. Și părerea mea că nu așa se crește în generație. Păi, tocmai nu asta se crește, da, sunt foarte surprins. Eu am, în Liga a doua, trebuie să joci cu doi jucători născuți după anul 2000. Și dacă nu-i ai? Păi, trebuie să ai, dar trebuie să joci pe toată durata celor 90 de minute. Păi. Ei, din... Adică cu unul de 19 ani. Din păcate, da, am jucat și cu jucători de 2001, pentru că acum e o acțiune al lotului U19 de calificare în Serbia și avem 3 jucători de la Călăraș. Deci avem 5 jucători tineri, 3 sunt de 2001, toți 3 la lot, și 2 sunt de 2000. Însă, dacă ne uităm la etapele care s-au scurs, două schimbări, aproape meci de meci, le-am folosit să înlocuiesc acești jucători care sunt cruzi, care încă nu duc un 90 de minute, pe care nu i-ai promovat pentru care valoare mai mare decât celălalt, i-ai promovat un pic artificial. Care, indiferent cum se antrenează, știe că e în lot, care, indiferent cum se antrenează, e chiar poate în primii 11 și eu zic că nu așa se realizează o educație sănătoasă. Mai sunt alte țări care au un alt principiu și mai ales nu sunt de acord cu impunerea asta. Trebuie să faci. Mai e vreo țară viață, care face așa? Trebuie să mor după ce te naști. Atât în rest. Stai puțin, că trebuie să discutăm, nu? Să și muncești. Dacă îl tot folosim pe trebuie asta. Păi, mai sunt țări care vor să promoveze jucători tineri și care au un fel următor. Dom'le, dacă folosești un jucător născut așa, primești suma de. Dacă folosești doi, primești suma de. Deci recompensă, nu obligație. Bineînțeles. Păi e cu totul altceva, eu n-am știut. Și eu zic. Deci nicăieri nu există acest trebuie. Nu, mă, la noi, da. Dom'le, mă, se pare că la U21... Acum la campionatul ăsta european a dat roade acest sistem. Dar nu sistem. De la asta. Da, eu zic, exact. No. Eu zic că dacă ne uităm în primii 11, sunt mulți jucători care au făcut ultimii ani în străinătate. În străinătate. Păi asta zic că nu de la asta. Deci au desfășurat activitatea în străinătate. Tocmai. Și
Nu cred că de la regulă. Categoric nu. Asta e o întâmplare. S-a nimerit așa, s-a nimerit cu un antrenor. Am venit pe urmă și am zis că mai adăugăm la regula asta încă un jucător, da, pe care îl poți schimba. E cumva, introduce un copil pe care după un minut poți să-l schimbi. Și-l și distrugi din punct de vedere moral, pentru că el va fi marcat de ideea că, domnule, m-a băgat doar ca să fiu acolo. Ca să ies. Sebastian Dumitrescu, bună seara, vă salut din Berchtesgaden, din Bayern. Rosemary Sem, bună noapte, bun venit invitatul dumneavoastră, emisiune frumoasă va fi cu siguranță, mulțumim. Și Zamfir Vangu se uită la noi și Paul Gabor se uită la noi. Și spune, când îl văd pe Cristi Pustai, nu știu dacă îi face plăcere, îl compar cu domnul Simionaș, profesor de mate și mare antrenor. L-ai întâlnit, nu? Da, e altă generație. Ne-am cunoscut, da. Era să și lucrăm împreună, era la Iași, a venit Revoluția și n-am mai putut să plec, da, de la echipă și era... Ați fi fost doi profesori de matematică cu antrenorat? Îmi pare bine, dacă... Uite ce mai ce e, mai domnul, e cineva? Domnul Ștefan, da, dar nu antrenor, fostul portar de la Dinamo. Așa. Da, care este la comisia, nu știu dacă mai este la comisia arbitrilor, la CCA-ul ăsta. Așa. Era într-o vreme, deci... Care tot profesor de matematică. Da. Mai sunt excepții. Domnule Cristi Pustai, pe domnul Gică Hagi oare reușim să-l aducem aici în emisiune la Psihologul Muzical? Întreabă Mihai Tuturică. Dar de ce? Mi-ar face plăcere să puneți o vorbă la el. Nu știu în ce relație ești cu Gică. Bun. Nu știu dacă reușim, nu știu dacă el a stat la ore de noapte. Deci știți că nici cu Cristi n-a fost ușor. Pentru că, de exemplu, dimineața are meci, ca să înțelegeți. Un om care are meci, eu respect și somnul, dar și starea psihică a unui antrenor. E adevărat că sunt antrenori care au insomnii în mod real înainte de un meci? L-aveți în față. Eu cred că dorm foarte puțin. Înainte de meciuri sau în general? În general, dar înainte de meciuri mai mult de 2 ore, nu cred că. Și ce faci? În afară de concerte, ce faci? Stau, ascult muzică, mai... Te uiți la filme? Dar nu la fotbal. Te uiți la fotbal? Mai puțin. Nu. În seara dinainte. Cu toate că mai e câte o dilemă, chiar și acum. Suntem 19 în lot, un jucător va trebui mâine să nu participe. Să nu participe. Dar tot dintr-o cauză de genul ăsta, un jucător eligibil, genul ăsta de 2000, e accidentat, celălalt înlocuitorul este deocamdată plecat la lot, urmează încă 2. Să-mi plece la lot și nu am înlocuit tot și trebuia să schimb tot și aștept până mâine să văd cum se simte și un jucător va ieși din lot. Și deci, până la urmă devine un fel de aritmetică, nu de matematică. Da, și aritmetică e tot o... Știu, dar... inclusă, dar nu e... Dar nu e fotbal. Nu. Mie mi se pare foarte straniu că... Deci totuși... încă pentru noaptea asta am încă o dilemă. Că... Sunt convins, dar... De ce au acceptat toți oamenii, că totuși există o adunare generală acolo, sunt oameni de meserie, așa senin toată lumea la federație, zice, doamne, cum vreți 10 copii, 10 copii băgăm. Nu, m-a provocat subtil. Nu, gata. Adunarea generală și știți câte adunări generale am avut noi românii, suntem învățați să ridicăm așa mână. Deci e un tic. Avem un tic. Atunci e bine, o rezolvăm așa. Bună noapte, o noapte superbă, ne spune și Ion Budescu. Trecem puțin spre muzică, pentru că avem aproape minutele pentru o piesă și în ora a doua o să difuzăm mai multe. Apropo de selecția pe care o faci când asculți muzică sau când îți faci, sunt convins că ai acasă, ori pe CD-uri, ori pe computer, ori în amândouă. Eu pe CD-uri și în mașină la mine sunt doar CD-uri cumpărate. Doar cumpărate. Asta e mare. Niciun CD piratat, doar cumpărat. Bine, unii n-au vrut să mi-au dat cadou, dar în general eu îmi cumpăr. Deci rețineți că se poate face și acest lucru și să și învățați acest lucru. Că un om care iubește muzica face acest gest. Cum ai ajuns la
selecția, de exemplu, pe care ai făcut-o pentru astăzi, pentru că oricum oamenii nu o să audă toate piesele, dar eu promit că noi facem un playlist și le vom pune pe net. Deci ei vor afla ce asculți. Cred că mai făceam două liste. Deci nu cred că mi-au luat trei, mi-a vreo trei minute. Așa, sunt convins că ai făcut-o foarte repede. Dar interesant este că ai mers doar pe direcția asta. Deci nu, de exemplu, rock-ul, sunt convins că l-asculți. L-ascult. Dar? Am mers pe folk, eram într-o stare... Așa. Ține de stare. Da, ține de stare și mergea pe YouTube, frumos, muzica și am zis și asta, și asta, și asta. Deci le-am ascultat, dar v-am zis, sunt cam mulți prieteni chiar, pe care îi ascult cu drag, pe care nu i-am trecut în lista aia. Și care pentru se vor supăra, dar nu o să le spun. Cred, eu nu le spun că nu cred că se vor supăra, pentru că știu că îi ascult cu drag oricând. Asta și contează. În privința asta, de exemplu, am auzit discuții ale unor meseriași, sau, mă rog, nici nu știu cum să le mai zic, că, de exemplu, muzica influențează în anumit fel pregătirea sportivilor în anumite condiții, la antrenamente, înainte de meci. Ai experimentat și zona asta? Da, dar ei au... Alte gusturi, evident. Alte gusturi, evident, pentru că sunt alte generații, dar în general, înainte de meciuri, înainte de antrenamente, își pun o muzică mai antrenantă, dar la echipele pe care le-am antrenat nu au fost anumite genuri. Deci, nici pe autocar, nici în vestiar la Victorie, nici... Asta e bine. Asta e bine. Deci, asta e deja un semn. Deci, fără manele la Victorie, este deja... Asta spun eu. Dar așa este. Iar mulți din jucătorii pe care am antrenat au început să ascultă folk. Și dacă vă spun un jucător, Marius Constantin, recită chiar și o poezie din Păunescu. A început să citească Păunescu și să asculte muzică folk. Iată ce înseamnă rolul de pedagog al unui antrenor. Am dat un exemplu pe care lumea știe de alt gen, dar vă spun că Marius a început să îndrăgească. Asta este minunat. Și mai sunt jucători de la media și care la câte o petrecere mai auzi și câte o melodie. Mie mi se pare excepțional ca importanță. Avem pregătită o piesă. Este o piesă de 3 minute, din câte știu eu, 3 minute și ceva, da? O să tușesc o secundă. E inevitabil, n-am ce să fac. Mă lupt cu această vindecare care trece tot mai lung. Aici ai propus piesa lui Mihai Napu. Telefon întâmplător. Asta e. Fă-i o introducere, așa. Are o istorie frumoasă piesa asta. Am învățat-o în poezie, am învățat-o undeva în 1900, acum fac AMR, când își aduce la minte cum o compus. Dar eram în clasa 9, undeva în 1983, trebuia să mă întâlnesc cu omologa de la Goga, care avea numărul 9 matricol, că noi aveam matricolă și aveam numărul 9 pe tricou. Așa. Ne-am dat întâlnire la cofetăria Universității în Sibiu și n-a venit. Am stat vreo două ore, am dus acasă, m-am dus acasă, am luat cartea și am învățat poezia asta. Asta pe care o auzim acum, da. Cu al lui Mihai Napu, cu telefonul. Foarte bună. Te deranjez. Foarte bună. Aș vrea să spun ceva, dar nu se poate. Decât dacă e vreme să te văd, te aștept la ceas la universitate. Vedeți? Și am cam stat un pic. Vedeți ce înseamnă? Omul are în sânge și poezia și muzica. Acum ascultăm piesa pe care am propus-o. Urmează Dan Georgescu cu știrile și pe urmă revenim. Dar este piesa 5. Am zis să fie 5, că e astăzi 5. Da. Nu am ales. Ai zis de prima 5. Da. Da. Așa s-a nimerit. Dragi prieteni, din nou împreună, l-ați auzit pe Adi Bezna cu piesa Acum, piesă firește propusă de invitatul nostru de onoare, domnul Cristi Pustai, un profesor, un antrenor, un om pasionat de muzică, ceea ce, iată,
Pentru unii mai sceptici se întâmplă mai rar, mai greu, dar pentru un om care e venit acolo din miezul țării, de la Mediaș, îi se pare absolut firesc, pentru că acolo au fost și sunt oameni cu nume grele din zonă. Da. În ceea ce privește relația asta muzică-sport, sigur, s-a tot vorbit și se tot vorbește și în continuare despre faptul că sunt foarte apropiate ca zone. Relația cu publicul, relația cu cei din jur, statutul de vedetă, îți dau niște... Da. Se schimbă puțin viața unui om. Cât de mult te-a afectat, de exemplu, când treci de la o echipă, cum era Mediașul și care a ajuns la performanțe? Și chiar mă bucur că ai amintit un lucru pe care alții nu-l spun. Mediașul, la un moment dat, juca în competiții europene. Și acolo ce erai acolo. Da, da. A fost, spune-ne puțin. A fost cel mai frumos an din istoria Clubului Gaz Metan, pentru că am reușit să ajungem în play-off-ul în Europa League, unde am fost eliminați de Austria Viena, dar după o luptă destul de grea, practic la un gol diferență, am pierdut la Viena 3-1 și în meciul retur am câștigat cu 1-0. Meci retur ce s-a jucat la Cluj, pentru că pe vremea aceea stadionul din Mediaș nu putea să găzduiască un meci internațional. Da. De așa învergură, de play-off în Europa League. Asta în ce an era? În 2011. Deci nu e așa de mult, ar trebui să țină minte oamenii. Da. Anul acela am eliminat și Mainz. Mă bucur că am reușit să jucăm acel meci la Mediaș. Cred că este cea mai frumoasă amintire a oamenilor. Stadionul plin, bucuria de pe străzi ce a urmat acelui meci. A fost un meci cu de toate, cu lovituri de 11 ani. Cine era antrenor la Mainz? Era Tuchel, cel care acum este la PSG. Deci e bine să se știe și lucrurile astea, că am zis că așa trec pe lângă oameni, lucrurile mai tot facem, văd că și Gazeta Sportului are așa momente de amintiri, dar se duc bani anii 30, bani anii 50, nu-i rău. Nu, pentru noi o echipă dar în media și la vremea respectivă, era o mare performanță. Sigur, se elimin, pentru că sunt puține echipe românești care au eliminat echipe din Bundesliga. Noi am eliminat locul 4 din Bundesliga. Asta rămâne. Rămâne scris. Păi tocmai, asta și spun că e păcat. Uneori și vorbit, dar rămâne. E foarte important să se știe lucrurile astea. Cu toate astea am auzit acolo, sigur, nu neapărat de la medieșeni, deși au spus și ei câte ceva. Dom'le, comunitatea iubește echipa asta sau nu iubește? Că eu nu mă lămuresc. Tu știi mai bine ca oricine. Trăiești acolo, ești de acolo, publicul, deci nu mă refer la oficialități. Oamenii vin când sunt rezultate. Media și nu face notă discordantă de celelalte. Deci nu vin așa cum se duc britanicii la echipele lor, buni, răi, vin. Ar putea să fie mult mai apropiați, pentru că în orașul Mediaș, unde nu este nici teatru, nici operă, nici... Asta am vrut să spun, că nu se întâmplă nimic, nu? Doar a fost la un moment dat echipa de basket, dar nici aceea nu mai e. A rămas doar echipa de fotbal și ar trebui orice om care are o afinitate pentru sport să meargă cu plăcere, să meargă la stadion, să susțină echipa. Exact. Pentru că e nevoie. Au fost momente foarte grele, financiare, s-a trecut și peste asta, dar... Au ieșit din insolvență? Încă nu, dar e pe cale, deci nu cred că va mai dura foarte mult, dar astea sunt procedurile la insolvență, dar e important ca jucătorii, ca oamenii care lucrează în club să simtă că și orașul își dorește ca echipa asta să rămână în Liga 1, pentru că deja are o tradiție. Sunt câțiva ani care... Bine, Cosincop în 2015 se pare că s-a retrogradat, dar nu... A revenit imediat. A revenit, da. Deci acolo e un loc unde se joacă. Preluat echipa exact când a început play-off-ul și am promovat.
Deci, practic, am două promovări. Am antrenat de două ori în cu Liga a doua, aceeași cu aceeași echipă, în 2007-2008 și în 2015. Și n-ai așa o mică strângere de inimă că ai fost la Pandurii și acum au un stadion în care nu are cine juca? Să știți și un stadion, am văzut din filmări, nu știu dacă e adevărat. Da, arată frumos. Da, am fost la Târgu Jiu și domnul Condescu m-a luat de mână și a zis, hai să-ți arăt bijuteria. Și așa arată. Exact, este o bijuterie. Am intrat pe stadion, am văzut pe tabelă pus imnul ăla și clipul de prezentare a stadionului, în care se evidenția și performanța de la Braga, intrarea în Europa League, pentru că Pandurii în 2013 a ajuns în Europa League. Exact. Uite, câte lucruri, când oamenii vorbesc mereu de aceleași trei echipe. În Europa League. Da, o echipă mică, cum era Pandurii la vremea respectivă, a fost vicecampioană și a ajuns să se califice, cum puține echipe românești fac, câștigând tot timpul meciurile în deplasare. Deci calificările le-au obținut în deplasare. Pentru că nici la Pandurii n-am putut juca la Târgu Jiu decât primul joc. Următoarele le-am jucat la Cluj, exact ca și în același Mediașul. Da. Și stadionul ăsta frumos, bijuteria asta care e acum, are folosință? Acum nu. E asta zic, e ceva foarte straniu. Până din acum, păcate, deci e... Nu știu ce se întâmplă. Sunt oameni care... Așa un contratim. Pe care i-aș felicita că au făcut ceva în orașul ăla. Păi chiar contează. Și unde e echipa? Unde e echipa? Până la urmă, Pandurii au supraviețuit, pentru că și ei au trecut printr-o perioadă foarte grea, au supraviețuit, dar nu pot juca pe teren, nu sunt sprijiniți, sunt acele lupte politice, așa probabil se zice. Că da. Probabil că da. Și nu știu, nu le înțeleg în lumea sportului, pentru că sportul este un ambasador și nici al păcii, nu al unor lupte. Dimpotrivă, ar trebui tocmai să fie permanent spre zona pozitivă. Patricia Montero, aș vrea să-l întreb ce părere are despre Neymar. Are stofă de mare campion? Atenție! Stofă, nu talent. Asta e o tânără ascultătoare din Brazilia. Și ca să înțelegi de ce te întreabă. Da, așa. Da, eu nu sunt cruitor. Bună asta cu stofa, plac, da? Îmi plac jucătorii talentați. Am și lucrat cu Eric, de exemplu. America și mult tău, timp, da? Și brazilian, și ei, brazilienii, au un fel al lor mai indisciplinat, să zicem, tactic, dar cu o plăcere mare de a juca. Ei se bucură. Da, iau bucurie. Chiar dacă nu-ți respectă indicațiile, și uneori îi vezi și în vestiar foarte degajați, ascultând muzică, la stilul nostru mai nemțesc sau mai rusesc, cum vă se zice, uneori sunt enervanți, dar sunt jucători buni și trebuie să ne cam scoatem pălăria în fața lor. Și unul ca Neymar e zona de sus de tot, într-adevăr. Ovidiu Toma ne urmărește, Mihai Forsea, Ile Ana și Cristina Bogdănescu ne spune că e cu noi. E bine să profitați de ocazie, pentru că nu avem multe runde cu astfel de oameni care vedeți că sunt foarte ocupați. Andrei Ionescu era la Salisbury în Marea Britanie și Cornel Duca zice, domnule profesor, sper să ne revedem la librăria Hara, cu respect. Aveți întâlniri la librăria Hara? Da. Asta e un cifrat sau e pe bune? Da, e cifrat, e un prieten. Nu, stă mai la mine pe stradă, un pic mai sus. Așa. Și anii dinainte de Revoluție la el se asculta muzica. Așa, da. Bună, așa. Și ne mai întâlnim și acum. Ei sunt un pic o generație mai înaintată decât mine, dar asta e frumos. Că mergem cu plăcere și ascultăm muzică.
Asta da. El primea din Germania tot felul de concertul de la Dortmund, ba, nu știu ce, ba, și ne adunam toți, vedeam ei, și așa se făcea. Cine avea muzică, exact. Și aduna prietenii să vadă, și să asculte. E ca o librărie. Da, ca o librărie. Lavinia Mihaela Ban este și ea cu noi, și Nicu Turcu ne urmărește. În privința perspectivelor, e normal să te întreb, pentru că totuși privești fenomenul fotbalistic. Are șanse echipa națională să treacă de hopul ăsta cu Norvegia, Suedia, că de Spania nu ne face griji? La întrebările astea trebuie să răspund așa, ca la nu conferință. Diplomat. Nu, ca, nu. Să fiu diplomat ca nu, la conferința nu, de nu, presă. E foarte greu. E foarte greu, dar atâta timp cât sunt șanse, nu poți să nu zici că... Bine. Deci nu, matematic au șanse. Acum să vedem. Dar evoluția de pe teren propriu e foarte importantă, să vedem în cele două jocuri. Da. Nu și cu Spania ne comparăm. Nu, bineînțeles. Nu, și cu Suedia. Mai ales că povestea nu asta... Nu ne putem lua după ultimul joc. Totuși era clar că noi câștigăm. Deci nu jocul cu Malta ne dă... Nu. Deci până la urmă aici vom vedea valoarea noastră, dar trebuie să trecem peste... Să câștigăm măcar 4 puncte. Din dubla asta cu Feroe și cu... Nu cu Feroe, cu Norvegia și cu Suedia. Te referi la numai la cele două. Da, avem și cu depindem pe urmă și de rezultat. Sau să câștigăm cele 6 puncte din întâlnirea asta. Nu îi pun pe Feroe și pe... Deci noi jucăm practic cu... Da, ai auzit de atâtea ori că s-a tot spus nu mai există echipe mici. Nu mai există echipe mici. Dar... Deci, sunt unii care o pățesc de la aceste zise echipe mici. Și fac un egal și la revedere. Ies din ecuație. Da, dar fac un egal nu pentru că au considerat echipă mică. Nu, că au jucat prost. Că au jucat prost pentru că sunt echipe care nu mai sunt într-o formă cum s-a presupus. Exact. Da, corect. Deci pentru asta tot nu putem spune că Malta e echipă mare. Categoric. Sau Feroe. Nu. Toate meciurile sunt grele. E clar, ce le poți face tu mai ușor sau nu. Dar există diferențe. Altfel nu mai facem clasamente, nu mai punem în grupe valorice. Am înțeles că... Mai din păcate noi suntem... Trecuți la repetenție acolo. Cam da. Cum e asta cu conferința? Asta înseamnă că România nu mai poate juca cu echipele alea mari cu care juca până acum? Da, așa pare. Și la poți promova la păi un moment poți dat? Poți promova, normal. Deci poți intra în categoria următoare, dar acum suntem în clasa a treia. Suntem la a treia sau chiar la a patra. Nu, asta, la a treia. A treia suntem. Dacă conferința asta... Da. Nu, eu ziceam că împărțiți... Ultima dată am văzut parcă în urna 4. Ca urnă, da, corect. Apropo de regula U21, Sepsi OSK l-are pe Dimitrov, unul dintre cei mai buni fundași dreapta din campionat. Da, dar e blocat la, din... L-am avut la Botoșan, da, într-adevăr. Acum e blocat din cauza asta de un tânăr care și azi le-a mâncat meciul la Botoșan, spune Mihai Agoston. E adevărat? Adică se întâmplă așa ceva? N-am văzut că eram pe drum, în autocar. Am văzut că au fost egalați un minut 80 și ceva. Nu știu, dar se întâmplă. Pentru că faci loc unui jucător că trebuie să fie eligibil. Că asta da, e regulă. Mie mi se pare absolut alucinant că naștem reguli de genul ăsta în loc să ne preocupe, de exemplu, facerea stadioanelor sau generarea unor condiții bune pentru jucători, antrenori, arbitri. Povestea cu VAR-ul ți se pare o poveste fezabilă? Eu aș vrea să-l văd întâi și pe... Da, adică... Să-l văd implementat în România. Urmărind meciurile din competiții mari, că am văzut că în Europa League nu se face. Dar probabil o să se facă și acolo. E scump ca preț? Nu știu cât e de scump, dar eu mi-aș dori să fie VAR la orice meci, pentru că sunt momente în care arbitru poate nu ia decizia cea mai bună.
Însă și varul ăla e tot de arbitrii monitorizați. Tot niște oameni sunt exact, acolo. Exact, tot niște oameni. Deci nu-i 100% că de acum nu o să mai fie greșeli. Vor fi. Dar dacă mingea intră în poartă sau dacă este o lovitură de la 11 metri, clar, e păcat să nu semnează. Corect, păi corect. Dacă este, te vedat. Brazilienii, de exemplu, spun că, domne, cu varul ăsta noi terminăm meciul cu vreo 10 minute mai târziu. Și cu pauzele de apă și cu... Deci nu este, nu cred că asta e o problemă. Nu e o problemă. Nu. Că mai intră niște publicități în plus. Sigur. N-am trebuit să se plângă. Da, da. Mariașiu, Daria Ioana este cu noi, pe mama Mariașiu o cunoști cu siguranță. Da. Ați amintit de Eric. Păcat că un jucător atât de talentat este trecut pe linie moartă de Gicăre, spune Mihail Turturică, care trăiește acolo, la Ovidiu. E trecut sau... E într-un moment mai dificil. De la greutate sau de la altceva? Că tu știi sigur. E de la greutate pleacă toate, dar Eric e un jucător foarte bun. El a jucat și cu greutate un pic mai mare, dar... Na. Pentru el a fost destul să facă o fază. A fost, exact, a fost și accidentat. Acum, nu știu, eu în bucătăria... Bine, nu pot să intru și nici să emit. El e acum mai mult român decât brazilian. El vrea să rămână aici. Cred că la acest moment, știu că acum vreo 2 ani încercam să-i luăm cetățenia. La el a fost o întârziere, pentru că el e deja român, vorbește bine românește, are 2 copii născuți în România, are soția din media și... Asta zic, a trebuit să fie român cu acte în regulă. Eu am zis acum vreo 7-8 ani să-l fi naturalizat. Oh, da. Era o soluție la de momentul respectiv. De ce e așa respectiv. O reținere la povestea Nu știu, asta? Nu știu, pentru că... Cred că suntem singura țară care... Da, atâtea formalități, pe când el era căsătorit. Acum, Eric are o vârstă, e 1985, mi se pare, născut. Așa. Dar acum 7-8 ani... Era tocmai era, bun și de era, național, exact, sigur că da. Era o soluție și putea și fi naturalizat. Nu se genează. Nu, și foarte repede. La noi trebuie Germania. 10 ani. 10 ani? 10 ani. Păi ce să facă cu 10 ani? Iese la pensie direct. În sport? Nu știu că e 10 ani. Nu știu, cred că la el 10 ani. Înfiorător. Răzvan Toma, om de presă. Bună noapte din nou. Cristi este unul dintre oamenii din fotbal cărora nu rare ori li s-au greșit numele. Băi, a fost scris Puștai, exact. Puștai cu SZ sau Puștai cu Y. A tras atenția vreodată pentru că i s-a scris corect? Pentru a i se scrie corect? Da, da. Am spus o dată chiar la emisiune să intru în direct și era Ivanovici. Așa, Horia. Și că, da, Horia, el tot timpul îmi zicea Puștai și de câte ori ne întâlneam, ziceam, știu că greșesc, dar așa îmi scapă. Și am zis, dacă nu spui corect, nu îți vorbesc. Nu mai vorbesc. Da. Spune corect numele, că altfel nu intru în... Scris corect e cu S, nu cu SZ. Cu S, da. Așa, bun. Îl cheamă și Dumitru, să știți. Da, deci mai am. Deci nu e un nume în București. Da. Nu, și am avut un... Bine, originea numelui este ungureț. Da, e și aici o poveste. Am avut un unchi senator la Vatra Românească și a căutat prin origine, nu știu ce, se pare că ne tragem dintr-o familie undeva din mică, să se la confluența dintre Sibiu și Alba, dintr-un sat. Și că ar fi fost maghiarizat o familie Câmpianu, da, trecut în Pusta maghiară. A, da, că deci el a căutat în arhivă și a găsit o chestie de genul ăsta undeva anii 1800. Atunci au fost ceva mișcări de și dinspre noi spre și invers. Da, corect. Iar corect. Nu știu, mi-aș fi dorit să știu. Aș fi dorit, mai ales trăind în Ardeal, dar nu știu să vorbesc limba. Deși acolo erau destui, în Mediaș destui. Da, sunt și germană și germană, da, dar nu cunosc. Iată, am lămurit și subiectul ăsta. Bună noapte, vă salut cu drag. Domnul Puștai ar trebui să antreneze Ripensia. Nu ar mai pleca din Timișoara. Ar găsi aici și muzica generației lui
și multă poezie, 100 de ani de fotbal, hai în vest, spune Johan von Beba. Să știți că bun și asta. Da, și la Călăraș am văzut că clubul are o istorie de 100 de ani. Așa. Clubul Dunărea. Deci nu de istorie, nu cu ani, ce lipsă, da, nu de dar ani. Cu muzica stau bine? În Călăraș nu știu. Încă nu. Știu că Walter Ghicolescu e din Călăraș, de exact. Origini, dar nu stă în Călăraș. Da. N-am cunoscut, n-am găsit încă niciun loc unde să cânte folk. Bine, că sunt de puțin timp, da. Uite, poate că aflăm acum. Susțin implementarea VAR-ului și scoaterea regulilor 21 de ani și cea cu 6 jucători autohtoni, spune Mihail Turturică. Asta cu 6 jucători autohtoni, asta e... Asta e o... autohtoni în sensul că ne-ai pregătit? Nu, crescuți în România, să fie practic români, nu pregătiți la club. Nu. Ar fi foarte greu. Să ai 6 jucători, da, crescuți de clubul tău. Eu zic că noi am pășit tot timpul invers. În loc să începem să facem stadioane, să creăm cadru pentru ca fiecare, și parcă acum se zice că fiecare club de Liga 1 trebuie să-și facă o academie. Bun, asta cred că ar fi o soluție foarte bună. Dar eu nu pot să spun că am academie, o să transformăm, să zicem, centrul de copii și juniori, academia de copii și juniori a clubului. Academia înseamnă să am 3-4 terenuri. Sigur. Bune, noi, bază făcute, bază, un hotel, sigur. O cantină, da. O relație pe urmă cu o școală, adică necesită niște investiții pe care cluburile de Liga 1 ar fi trebuit să le facă. Dar vedeți că în România și cu manualul de licențiere, până s-a impus că trebuie să ai nocturnă, că trebuie să ai o capacitate de, că trebuie să ai încălzire. Și totuși nu unii joacă numai după masă. Bineînțeles că la regulă s-a făcut o derogare de un an, care un an se poate prelungi la 2-3, că suntem în România. Dar acolo trebuie introdus. Acum am înțeles că e foarte important de la anul cluburile de Liga 1 să aibă echipă de fotbal feminin. Sunt misogini, este foarte bine. Nu, dar nu e glumă, că eu am luat-o ca pe o glumă. Și eu am crezut multă vreme că e glumă. Și foarte bine. Dar nu știu dacă găsim la Mediaș, de exemplu, 20 de fete, femei. Acolo. Eu nu zic că nu, dar să joace fotbal, nu să le arătăm. Bun, vin niște poate bani, gândit, probabil vin niște bani de undeva. E foarte bine să se implementeze. Dar tot îți trebuie bază materială și pentru asta. Că doar nu o să le pui să meargă la aceleași vestiare cu băieții. Deci trebuie separat. Înțeles. Cu totul separat. Dar așa... Asta cu forța peste nu... Noapte, nu sunt, da, peste nu un bine. An, eu nu știu, cred că... Dar orice... poți să obligi un club să-și facă echipă? Poți să-l obligi, că altfel găsești, îl depunctezi, găsești o metodă dacă vrei să-ți... Nu, e peste puterea mea de a înțelege. Eu am crezut că e glumă și rămân la varianta asta. Mihail Turturică, ce părere aveți despre longevitatea jucătorului Teixeira? Un jucător minune la vârsta de 39 de ani. Da, un jucător foarte bun. Sunt jucători și... Am avut și noi de ăștia. Da. Ce, sunt Mărtan era mai rău? Nu. Da, am avut jucători și încă... Longeviv? Bun. Sigur. Cred că... La un moment dat, măi, și Cernat și... Așa, fie că da. Erau jucători Cernat. În Liga 1 la 36 de ani. Pleșca de la Mediaș, cred că are 36-37. Da. N-aș vrea să greșesc. Adică sunt jucători care au avut o viață sportivă. Se spune că portarii au fost, merg da, spre 40. Sunt, da, de la... Dar tot e, înseamnă că o viață corectă și așezată. Da, și lipsită de accidente. Până la urmă, și în jocul ăsta de fotbal și în sport în general, există și riscul accidente. Biker Georgian, conducătorii fotbalului românesc nu sunt în stare să monitorizeze jucătorii cu origini românești născuți în străinătate și care joacă fotbal la cluburi consacrate și noi vrem să naturalizeze din alte naționalități. Bună, că noi vorbeam de naturalizare. Eu zic de naturalizarea unor certitudini. Care că sunt buni. Și Eric merită să fie naturalizat pentru că este practic român.
Exact. După exact. Ce stai atâta timp, după ce te căsătorești... Nu, dar ce... prima parte a formulării este aia e discutabil și s-ar putea să fie așa, pentru că sunt foarte mulți deja. Noi, vedeți ce mare diaspora, sunt foarte mulți 4 copii, bineînțeles, foarte mulți plecați și e greu să-i monitorizezi, dar unii poate chiar ajung să joace, și mi-a zicea cineva din Irlanda, care un copil care joacă la un nivel destul de ridicat și nu a fost niciodată chemat la lotul național. Și am zis, domnule... Trebuie să-i și știe cineva. Da. Trebuie să afle de ei. Da, da, da. Păi da. Cum a fost cu Andone? Cu... Sunt câțiva copii de asta zic că sunt mulți copii plecați, dar acum probabil federația are destui, are un departament de scouting internațional, deci nu cred că nu umblă. Dar... Ori mai fi și excepții. Acum chiar la asta pot acuza de multe, dar de asta nu, da, nu știu corect, că nu... N-am lucrat în domeniu, dar mi-e greu să cred că nu există o deschidere spre lucrul ăsta. Da, pentru că e logic să fie o deschidere, pentru că sunt foarte mulți români plecați în străinătate. Și care își dau copiii la fotbal. Bineînțeles, și sunt la cluburi bune, exact. Fac o pregătire bună, e... În ceea ce privește, hai să spunem, condițiile de pregătire, pentru că de multe ori se vorbește despre pregătirea fizică, eterna poveste cu preparatorul, că eu iau așa din zbor, preparatorul, eternul preparator fizic și poate că o să fii primul care o să spui altfel decât am auzit, e nevoie sau nu e nevoie la echipele de Liga 1 de psiholog? Eu sunt convins că e nevoie de psiholog. Stafful unei echipe de Liga 1 trebuie să fie mult mai numeros decât e acum, chiar și de un kinetoterapeut, chiar și dar de... Dar nu au? Păi mai au, dar îl transformă din masări, îl fac așa, pe preparatorul fizic, dacă sunt doi, pe unul îl transformă, deci... Trebuie mult mai mulți specialiști într-un staff de Liga 1. Iar psihologul... Dar de ce refuză antrenorii? Nu știu. Că știi că așa e. Eu am auzit declarații ale colegilor tăi. Doamne, ce îmi trebuie mie psiholog? A încercat Ionuț. De exemplu, cu Ionuț Badea am fost colegi, suntem prieteni. Noi ne întâlnim o dată pe an, în decembrie, în Sibiu, soția lui din Sibiu. Luăm masa într-un restaurant din Sibiu, ascultăm un pic de muzică folk. Am avut undeva, ne duceam unde era un pian. Din păcate, acel pianist s-a stins. Și avem multe lucruri în comun, iar el a lucrat la un moment dat cu o doamnă psihologă. Dar cred că e o excepție. Da, dar foarte puțin, pentru că îmi povestea de multe întâmplări, la un moment dat a trebuit să renunțe. Jucătorii nu acceptă multe teste și... Nu, dar psihologul de echipă trebuie să fie altfel. Bineînțeles. E o meserie și aia. Da, dar trebuie să existe psihologi sportivi, să vină chiar și ramura asta să se dezvolte. Exact. Ramura medicinii sportive a început să se dezvolte, pentru că e o nevoie acută. Sunt doar, cred că, 46 în țară pe... specialitate sport, medicină sportivă la cabinete, sunt foarte puțini. Noi, dacă am în vară, doctorul de la echipa de la Călăraș a plecat la Dinamo, întâi a plecat la Faru și de acolo la Dinamo, ne-am chinuit foarte mult să găsim. Îmi spune colegul că o fi mai 100. Mult. 100. Bun, dar nu e mult. E un număr mic. Foarte puțin. Deci foarte puțin. Cu la atâtea echipe. Și trebuie să se dezvolte medicina sportivă, psihologia sportivă trebuie să se dezvolte. Și nu se întâmplă. Pentru că mergem în străinătate, în cantonamente și vin echipe mai mari. De exemplu, am fost la un moment dat cu Gaz Metan și ne-am nimerit cu echipa a doua, Dinamo Moscova. Păi, echipa a doua avea un staff. Mergeau cu două autobuze la terenul de antrenament. Noi cu unul, bineînțeles, când încăpeam toți. Aia mergeau staff-ul, pentru că erau tineri și aveau nevoie de... erau vreo 10-12.
Deci am separat. Separat și, deci, atât oameni la un staff. De asta contează enorm. Foarte mult. De asta zic că trebuie să se vorbească despre părțile astea, pentru că performanța nu vine numai din talent și muncă. Că mai sunt și elementele astea care contează enorm. Mihai Agoștin spune, am citit undeva că și Dembrovski a avut 7 sau 8 frați, iar în actele de identitate toți au avut numele scris diferit unul câte unul. Asta e tare, ca, nu știu dacă e adevărat, dar e anecdotă, bun. Bine, care statuie? Statuie are. Da. Mihai Tuturică, Răzvan Preșca are aproape 37 de ani. Este unul dintre portarii pe care îi apreciez. Bun, asta e bine, apreciază. În afară de ultimul joc, unde am înțeles că a avut o zi mai proastă. A avut o zi proastă. Ca portar, mai treci și prin zile mai slabe și la tine se vede imediat. Portarul este expus, asta e adevărat. Portarii mari, când greșesc, într-un meci întreg. Rămâne pentru istorie. Nu mai au o singură greșeală, au o zi proastă. Uite, din Călăraș mai sunt și Tatiana și Mihai Ojoc. Ah, da. Vezi? Tu-i cunoști. Da. Iată. Ne spune un copil din Brazilia, care știe mai multe decât știm noi despre cei unde sunt născuți. Credeam că sunt din Brașov. Da, în fine. Spune, tu trebuie să știi. Din e din Călăraș? Da. Bun. Atunci e bine, nu e grav. Nu. Nu e adevărată chestia cu Dembrovski. Chiar eu am scris acel material, spune Răzvan. Adică, cum nu e adevărată? Cum îl cheamă, de fapt? Spune-ne, Răzvane, că văd că tu ai scris acum altfel decât știam eu. Aici el a scris Dembrov S-Z-Z-Chi, adică nume unguresc. Pe vremea mea se scria cu S-C-H-I, nu? Da. La, cred că în cărțile alea ce le citeam și eu când așa, la Lunelia Vanea, cred că lui Chirilă. Da, el scria cu S-C-H? S-C-H, da. Da? O rog pe Răzvan, care e jurnalist de sport, să ne lămurească, măcar să știm. În lumea fotbalistică, un public bun și susținător e foarte important. Dar ce se mai poate face cu așa numiții fani, cu ghilimele de rigoare, care strică atmosfera și a clubului? Aici e o poveste întreagă, da, într-adevăr. Ai avut de suferit din cauza nu, asta? Nu. Eu am avut o relație corectă, cred, din punctul meu de vedere, cu galeria și cu galeriile unde am fost și cu presa, la fel. Cu presa, în primul rând, la prima conferință le-am spus că nu am numele de telefon și nu o să am ale ziariștilor, așa. Că voi vorbi doar prin conferința de presă poate care bine. Se ține înainte de meci și după meci, pentru că ei sunt învățați, știi, dar zi-mie, mai ai vreo accidentare, ai ăla cum s-a antrenat. Deci se întâmplă asta. Se întâmplă foarte des și te mai sună să intri în câte o emisiune și am zis, dom'le, dacă intru cu unul, trebuie să intru cu toți. Corect. Și atunci cel mai bine, am conferința de presă, ai ceva de spus, vii la conferința de presă și mă întreb și îți răspund. Că nu o să intru niciodată în silențiu. S-ai propus vreodată să faci o cărticică din întrebările pe care le-ai auzit la conferință de presă? Nu. Eu aș fi vrut să fac. Îmi plac alura de Paraschivescu. Alura de Paraschivescu. La aia mă gândeam. Și eu am gândit, pentru că râd, îi citesc. E extraordinar. Dom'le, nu știu cum le ies așa. Și nu mă refer acum, ca să, apropo de misogin, doar la jurnalistele care pun întrebări alucinante. Dar băieții îi întrec. Da. Le întrec, adică. Eu chiar și ieri am auzit câteva, am zis, mă, nu e adevărat. Deci, de ce să-l chinui pe omul ăla? Săracul Bogdan Vintilă, care nu e un vorbăreț de felul lui. Nu, e un om la locul lui acolo. Și, și el răspundea... Și venit într-o situație foarte grea. Și... Exact. Și eu răspundea monosilabic, că nici n-avea cum. Nu comentez. Nu comentez. Da. Și ăia din studio după aia zice... Doamne, păi ce asta mai bine nu venea la conferință. El nu-și punea problema că voi nu sunteți în stare să-l întrebați ceva la care el să nu spună, nu comentez. Ce să comenteze? Că a spus unul din galeria lui Dinamo că nu știu ce vă face. Zic, păi ce să comenteze? Omul a spus, da, nu comentez. Omul a terminat conferința, s-a ridicat și a plecat. A zis, mai aveți altceva de întrebat? Nu. Atunci plec acasă. Și a plecat acasă. E adevărat. Eu am scris materialul, așa era, fraților lui, li s-a greșit la mai toți numele. Păi stai mă, că acum ne lămurim.
El la naștere s-a numit Imre Dembrovski, deci este nume unguresc. Da, până Imre. Dacă e Imre, așa. Emeric este Imre, de fapt. Da. La facultate i s-a pierdut certificatul. În cel nou, numele a fost scris Emeric Dembrovski, cu S-C-H-I. Iată, așa a rămas și astăzi. Dar când era jucător, numele lui corect ar fi trebuit scris Dembrovski cu V-S-Z-K-I. Deci, acum îi mulțumesc lui Răzvan, bine că ne-a lămurit. Salutări și de la Dublin, domnule Pustai, că veni vorba despre prieteni. Bunul dumneavoastră prieten Dan Câmpean a ajuns astăzi în România. Mă bucur. Dacă vă întâlniți, ciocniți o halbă și pentru noi, ceilalți plecați departe. Seară faină. Ei, salut. Deci ai aflat că de la... Un fost coleg din... Da, Sorin Liviu Ancea este cel care a scris și mă bucur că oamenii ne ascultă și că te-au anunțat că te vei întâlni cu un bun prieten. După meci. Bineînțeles. După meci. Așa. Meciul se joacă acasă? Nu. Unde jucați? Aici. Aici adică unde? Aici la București? Colentina, da. Mâine de la 11, după care mă duc și eu acasă. La am înțeles. Și acasă însemnând în continuare Mediaș. La Mediaș, da. A, deci tu stai niște zile la Călăraș și cum fugi iar acolo? Din când în când, da. Groaznic. Nu e o viață. Nu-i invidiez. Nu-i invidiez. Da, la Poli toți aveau facultate, spune Johann von Beva. Acum nu știu dacă e chiar așa, toți aveau facultate la un moment dat? Se poate. Erau vremuri când na, așa te atrăgeau că te... Că te bagă la facultate. La facultate, dar... Asta știu. ASEU era la București. Intrai, dar nu știu dacă îl terminai și alte lucruri. Că era o vreme când... Corect. Revenim la muzică, dragi prieteni. Și o să-l rog pe Cristi să ne spună piesa pe care a propus-o, de ce a propus-o. Să spun imediat, este vorba de care am zis a lui Mardare. Da. Spune-ne câteva cuvinte, pentru că știu că l-ai întâlnit. Da, de Vasile. De Vasile, da. Da. Din păcate, nu mai este printre noi, dar mă leagă o prietenie frumoasă. Era unul dintre oamenii prezenți la evenimentele pe care le făceam pe la Mediaș, la ziua mea, aproape în fiecare an, aproape. Cred că în toți anii de când ne-am cunoscut, un om care a stat în casă la Bosu 5 ani, el împreună cu Vali Moldovan, înseamnă că e un om valoros. Te referi la Adrian Băulescu? Da. Adică dacă a stat în casa bosului, înseamnă că să stea la mansardă. Bine, să stau la mansardă, înseamnă că da, frumos, era, frumos era un om care conta. Un om care conta. Foarte frumos spus. Mi-e dor de multe ori și chiar... Ai ales piesa Am să te iubesc, aici versurile sunt? Alo, cu mătru meu de la gura umorului. Serios? Sorin Poplitaru, dar i-am cununat băiatul. Eu sunt, da, deci, de serviciu în lumea forcului. Vedeți că Latomici, lumea forcului este dominată de Cristi Pustai, care i-a însurat, i-a cununat, i-a botezat. Câți ai fiind în lumea? Nu știu, nu. A, în lumea... În lumea asta, că, în general, cred că ai mai mulți. Am mulți, cred că... Asta e o tradiție tot din Mediaș? Nu, refuzi. Nu prea știu eu să zic nu, da. Am înțeles. Păi, asta e frumos. Fata lui Tomici, cu care am fost coleg și pe fata lui iarăși am cununat-o. Am ceva. Adică ai un număr de... Și da. Când te invită finii, te duci la toate evenimentele astea mari? Aia când pot. Dar te cheamă. La mine, da, mă cheamă, dar la mine... Adică în Liga a doua se mai știe, dar în Liga a întâi și... Am fost atâția ani în Liga a întâi, era problema că nu știi când joci. Vine, sâmbătă, duminică sau luni. Cum adică nu știi când joci?
Păi nu, nu e o programare? Ba da, e o programare, dar în cadrul programării poți să fii programat vineri, sâmbătă, duminică sau luni. Așa iar e? Asta se știe abia cu vreo 10 zile înainte. Hai, eu credeam deci că e foarte scris. Greu. Da, în Germania ai scris. Da, eu la, am citit reviste germane. Da, la noi e foarte greu să știi ce faci în, uite, 1 noiembrie. Da, vii la sala Palatului. Păi, nu știu, jocul ăia, s-ar putea să joc luni și atunci aș putea veni, da? S-ar putea să joc vine. Și Liga a doua, voi știți exact? Mai exact. Ha, mai. Dom'le, n-am știut că e așa o loterie, dom'le, fotbalul ăsta. Florin Sene nu spune nimic, dar de ce nu mă lăsați să dorm? A, asta era întrebarea. Dom'le, uite, acum... Unii n-au somn, așa că... Acum... De ce meciul este programat? Uite, Mihai Tuturică te întreabă de ce e meciul programat la, la matineu. Păi sunt două motive sigure. Liga a doua Liga și... Doua. Și n-aveți nocturnă și doi... Nu, nu suntem echipe... De televizat. De televizat, la momentul da, la asta. Deci dacă Jetica trei... cu toate, că așa nume... A trebuit mă să întâlnesc cu Marius Baciu. Da, uite că e Marius acolo. Elev, da. Fost elev... Deci prieten tu, joci, tu joci contra Marius Baciu. Da, el este antrenorul echipa de vreo mâine. Astăzi. La Poli mai toți jucătorii se duceau la facultatea de mecanică, deoarece decanul de acolo era mare microbist și amintitul Dembo a început tot la mecanică, dar apoi a trecut la IEPS pentru că, vezi câte știe prietenul nostru? Pentru că a intuit că se va descurca mai bine ca profesor de sport decât ca inginer mecanic. Păi, dacă era... Bravo! Era o perioadă când, dacă nu-ți plăcea cartea, te făcea inginer. E, nu, nu, nu. Eu am mai zis și de profesorii de sport, care au făcut trei facultăți da, da, toate într-o... Da. Da. Profesorii de tumbă au făcut facultatea de educație fizică și sport. Și azi, fiind ziua educației, ascultăm o piesă foarte frumoasă pe care a propus-o Cristi Pustai din repertoriul regretatului artist pe care îl știți, Vasile Maltare.